Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Unele dintre cele mai interesante observații pe care le-am văzut, observații de viață în ultima vreme, sunt tema dialogului dintre noi de astăzi și dintre noi și public, pentru că sunt convins că tema e foarte interesantă pentru ei. A avut loc recensământul din România. Și sunt foarte multe voci avizate, printre care și Vasile Ghețău, probabil cel mai bine plasat om în zona aceasta a proiecțiilor pe populație, care spune clar că România nu mai este sustenabilă din perspectiva populației și că sunt, după 32 de ani de depopulare, dacă nu facem ceva, și e foarte greu să facem ceva, în foarte scurtă vreme, 2050, ceea ce 2050 înseamnă acum când vorbim despre populația unei țări, vom ajunge doar 15 milioane de oameni. Și Libertatea a avut ideea să încerce un recensământ cu români, dar nu în România, ci, să zicem, cât mai departe de țară. Și am ales cel mai nordic punct al Danemarcei pentru a vedea cum cresc, scad, depinde, vom vedea, românii de acolo, inclusiv copiii românilor de acolo, cam câți copii au pe familie și așa mai departe. Românii care muncesc în zona de nord a Danemarcei. Reportajul a fost realizat de Elena Stancu și Cosmin Bumbuț. Doar două vorbe despre ei. Sunt cunoscuți și sub numele de TRL-ul pentru că au închiriat au cumpărat o rulotă acum câțiva ani și de peste 4 ani de zile, ca jurnaliști, vizitează comunitățile românești din diaspora, din foarte multe țări ale Europei, iată au ajuns și în Danemarca, dar nu stau o zi, două, nu, stau luni de zile într-un singur loc. Se duc și stau luni de zile într-un orășel, așa cum este orășelul pe care l-au descris în nordul Danemarcei, și încearcă să înțeleagă pur și simplu care sunt toate mecanismele, nu doar din viața efectivă a românilor, ci și din comunitățile respective. Vorbești inclusiv cu oficialii, cu celelalte comunități din țările respective, ca să înțeleagă mult mai mult decât ai înțelege dacă te duci așa cu avionul, zici, te întorci imediat să faci un concediu de o săptămână într-o țară străină. Apropo, până și în Danemarca, unde nu vorbim de milioane de români, ci de vreo aproape 40.000 de migranți originari din România înregistrați, românii sunt comunitatea, a treia comunitate, după polonezi și sirieni, cea de-a treia comunitate oficial stabilită care trăiește și muncește și studiază în Danemarca este cea românească. Da. Și ei au discutat cum reușesc, munca e grea, se lucrează fie în zona de pescuit, fie în zona de construcție de nave, în general e nevoie de oameni calificați, cum au reușit cei de acolo să atragă totuși români și să ajungă la un procent de peste 15% dintre ei care sunt copii. Da. Deci românii au deja acolo 2-3 copii pe familie, ceea ce înseamnă mai mult decât media din România. Și au în reportajul de astăzi din Libertatea sunt niște lucruri absolut fascinante. Danezii au oameni angajați la primărie cu funcția de consilier pentru oamenii care lucrează sau vin pentru noi veniți ca să dau cu ghilimele. Deci este consilier pentru noi veniți în Danemarca și care au sesizat că în ultimii 10 ani aveau o problemă cu românii. În ce sens? Nu în sensul că nu munceau, din potrivă, îi spun foarte clar că românii sunt dintre cei care fac cele mai puține mofturi, că nu se alintă, citez acum, muncesc din greu și sunt foarte, foarte respectați. Dar că interesul nostru, a spus ei, cei din Danemarca, era ca să aibă o forță de muncă satornică și mulțumită. Și observau că românii în ultimul deceniu plecau și veneau permanent. Asta era ritmicitatea muncii și vieților de acolo. Munceau o perioadă, se întorceau în România și apoi reveneau la locurile de muncă care le erau păstrate prin rotație în Danemarca. Ori, noi aveam un interes legitim, au povestit danezii, să-i facem să se stabilească aici. Și au întrebat jurnaliștii români, Elena și Cosmin, de ce? Pentru că este bine pentru comunitate, au răspuns danezii. Pentru primărie, pentru că dacă ei se vor stabili aici și vor avea și copiii aici, familiile aici, vor plăti taxele aici, vom avea mai mulți copii, inclusiv la școli și grădinițe.
pentru a construi cu adevărat o comunitate și să se integreze în comunitatea noastră. Și ce au făcut? Au început să vorbească inclusiv cu familiile din România. Inclusiv cu familiile din România. Acum, nu știu câte autorități din România vorbesc cu adevărat cu familiile rămase în România, ale oamenilor. Altcineva decât cu propriile familii, da. Exact. Cu altcineva decât cu propriile familii. Adică, dincolo de cazurile, da, ok, autoritățile românești vorbesc, desigur, cu copiii care au rămas singuri aici. Dar ei nu despre situația asta relatează danezii. Pur și simplu despre discuții pe care le aveau cu soțiile și le întrebau unde lucrezi, care e domeniul tău de activitate. Uite, noi avem două posibilități destul de rapide, domeniul ăsta și domeniul ăsta. Te-ar interesa unul dintre domeniile astea? Pentru că ei aveau nevoie, nu doar de... Cum să spun, tot timpul noi ne raportăm, au nevoie de forța noastră de muncă, ne cheamă repede la căpșuni și gata, nu ne speculează decât ca pe niște muncitori de mâna a treia, dacă e cazul, da? sau nici măcar nu ne privesc ca pe niște cetățeni. Exemplul ăsta din Danemarca, ok, nu-l generalizăm, nu e neapărat. Sigur, Scandinavia e un exemplu de comunitate și de instituții serioase, dar totuși, arată că oamenii ăștia făceau eforturi serioase dacă aveau copiii probleme de adaptare în România, copiii celor care erau acolo, da? Sunt două cazuri pe care ei le amintesc, le povestesc, de copii care aveau autism în România. Uh-huh. Și, din păcate, da, problemele acestei suferințe în România sunt destul de greu de rezolvat, nu numai medical, dar ci și ca integrare socială, educațională, pe toate planurile. Ei le-au explicat care sunt serviciile pe care le asigură tuturor acestor copii, uh-huh, și familiile s-au mutat, au spus ei, evident, e o metaforă, au hotărât să se mute în Danemarca de tot în 5 minute după ce le-a explicat avantajele. Îi ajută să-și închirieze case, etc. Bun. Pe parcursul discuțiilor, românii întrebau, bun, dar cât trebuie să vă plătim aceste servicii pe care le faceți pentru noi, să vorbesc cu familiile, să ne ajutați să ne închiriem, și așa mai departe. Și eu am spus, gratis. Și oamenii pe unele fratele, dar cum, de ce gratis? Păi stați un pic. Nu vă facem niciun cadou. Este interesul nostru. Este interesul nostru să avem cetățeni mulțumiți, stabili, o forță de muncă stabilă, familiile aici, să ne împrospătăm populația și să devenim mai puternici și mai competenți așa împreună. Da, e de învățat. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.